Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei. Ne apropiem de o întâlnire de maximă importanță săptămâna viitoare la Geneva, când noul președinte american Joe Biden va fi pentru prima dată în această calitate față în față cu Vladimir Putin. Pentru noi este cu atât mai interesant cu cât Rusia, cu tot ce ține de ea, face parte dintr-o zonă profund emoțională a românilor. Fobie, teamă, poate atracție, dar nu știu câtă înțelegere reală. Există o înțelegere corectă a ecuației numită Rusia în România, de la omul de rând până la cele mai înalte niveluri instituționale? Despre toate acestea astăzi în Piața Victoriei cu un rusolog prin excelență și până la cele mai fine detalii, conferențiarul universitar Armand Goșu, expert pe spațiul ex-sovietic. Bună seara, domnule Goșu, și bine ați venit în Piața Victoriei. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Goșu, ați scris și veți lansa luna aceasta o nouă carte intitulată Rusia, o ecuație complicată. Dar de ce e o ecuație complicată? Pentru noi, românii, eu am observat că e o ecuație foarte simplă. Tot ce e rău vine de la ruși. Unde ni se întâmplă ceva rău, e băgată coada Rusiei. Sau nu e așa? Nu e așa. Tocmai pentru noi, românii, e o ecuație complicată. Cartea se adresează publicului din România, în primul rând, și încearcă să explice mecanismele intime de funcționare a scenei politice de la Moscova. Spre deosebire de alte cărți care apar în România și care se ocupă mai degrabă de politica externă a Federației Ruse și o fac într-o manieră destul de superficială, mai degrabă după presa internațională, nu după documentele diplomatice rusești. Cartea mea este o carte de interviuri care se centrează pe politica internă rusească, pentru că până la urmă politica externă a lui Putin nu este decât o formă de manifestare, o continuare a politicii lui interne. De asta eu cred că dacă vrem să înțelegem politica externă a lui Putin, trebuie să ne uităm ce se întâmplă pe scena politică de la Kremlin. Noi avem impresia că suntem foarte importanți pentru Moscova și că Moscova alocă resurse foarte importante pentru tot felul de acțiuni, fie ele manipulări, diversiuni, destabilizări, pentru a acționa în România, pentru a destabiliza România. Cât de importanți suntem noi în mod real pentru Moscova? Noi, România? Suntem, pentru că suntem parte a lumii occidentale. Asta ne face important pentru Moscova. Suntem NATO, suntem partener strategic al Statelor Unite într-o regiune foarte sensibilă, cum e regiunea extinsă a Mării Negre. Suntem parte a Uniunii Europene. De aceea, Rusia nu poate să ia ochii de la România. Totodată, pentru aparatul de propagandă rusesc, România este utilizată în Rusia, în propaganda din Rusia pentru rusofoni, să spunem, ca un fel de argument pentru a diminua seriozitatea, importanța, a sublinia lipsa de soliditate a Occidentului. Occidentul care primește o țară cum e România nu e cel mai solid adversar al Rusiei. Dacă vă uitați în presa rusească, de pildă, sunt cu îndărădnicie vehiculate fotografii de pe Bulevardul Brătianu, din piața Universității din 1989-90-91, lăsând cititorului din Rusia impresia că România e o țară locuită de niște indivizi care aveau coborât din copac. Deci, în acest mod funcționează, dar se investește în mod real, îmi spuneați de propaganda prin poze, se investește în acțiuni în interiorul României? Eu cred că România reprezintă un capitol special, unic în felul lui, în propaganda rusească. Se are problema, în general, în lumea științifică occidentală, în științele umane, tu încerci să creezi categorii. Ei bine, rușii nu încearcă să creeze categorii. Rușii încearcă să sublinieze diferențele de la... Ori, în cazul României, România și Moldova sunt privite ca spațiu informațional
unic, iar tipul de mesaje de regulă vin prin Chișinău, traduse din limba rusă, și un alt tip de mesaje general valabile pentru lumea centrală europeană, care vin prin presa de limbă străină, adică presa germană, presa franceză, presa... Deci să nu vă închipuiți că cineva la Kremlin stă cu pușcă și țintește cât un termen de propagandă fix pentru România, pentru în același timp, nu cred că trebuie să minimalizăm. Da, există o propagandă, interesul Rusiei este să slăbească România, interesul Rusiei este ca România să vulnerabilizeze, o țară slabă poate vulnerabiliza Alianța NATO și Uniunea Europeană în această zonă sensibilă a Europei. Asta face ca România să beneficieze de anumite mesaje, un anumit tip de mesaje, un tip de mesaj care vine spre publicul românesc, e alt tip de mesaj care se duce spre publicul rusesc referitor la România și alt tip de mesaj pentru publicul occidental în care tema România, subiectul România e rostogolit. Dar ideea de bază asta, ei au nevoie de o Românie slabă. Acum, din păcate, și autoritățile, decidenții din România, fără să vrea, probabil au făcut joc cu Rusia, pentru că altfel ar fi folosit mai bine această fereastră extraordinară, șansă teribilă de care a beneficiat România, 30 de ani de liniște în care cu siguranță România s-ar fi putut dezvolta mult mai bine, mult mai tare, ancora de lumea occidentală, pentru ca să reziste într-un moment într-adevăr de cutremur geopolitic, strategico-militar, care ar putea să urmeze nu foarte târziu. Ce înseamnă fără să vrea? Ce înseamnă fără să vrea? Din neînțelegere, vreți să-mi spuneți? Din neînțelegere, cred că e o luptă politică internă aici, un politicianism de speță joasă și mai e și o degradare a lumii politice. În ce sens această degradare? Nu vă închipuiți că s-a degradat elita politică românească în timp ce nivelul elitei politice germane, franceze, americane a crescut. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Eu cred că e vorba de o degradare care s-a produs sub impactul revoluției tehnologice și dintr-o dată, sub acest impact, oameni cu mult mai puțină consistență intelectuală, culturală, au reușit să păcălească electoratul, să ajungă la putere, să se mențină acolo. Ciclurile electorale sunt destul de scurte, mizele sunt, țările latine, nici noi, nici Spania, nici Italia, nu suntem Danemarca, Finlanda, Suedia, țări așezate în care emoția în politică să aibă niște limite. La noi totul sau nimic. Și de asemenea contează foarte mult corupția. Rușii urmăresc foarte atent tema corupției. De ce? Pentru că acest subiect, succesul anticorupției în România, a fost folosit de către presa occidentală, care posturi de radio, televizor, care emite în limba rusă ucraineană, tocmai și popularizat în acest spațiu, tocmai pentru a demonstra că se poate prin anticorupție moderniza societățile respective. Ori rușii iubesc orice, numai anticorupție. Păi, un înalt oficial american spunea în urmă cu niște ani că corupția este autostrada pe care Putin înaintează spre vestul Europei. Deci asta este evident. Dar eu nu mă refer numai la înțelegerea pe care o au oamenii politici față de Rusia în mod real și profund. Eu mă refer și la înțelegerea instituțională, pentru că în spatele oamenilor politici ar trebui să existe un establishment de analiști, de în cadrul serviciilor secrete, în spatele CSAT. Nici aici nu avem analize solide de politică externă, în privința Rusiei, care să îi învețe practic pe politicienii aflați vremelnic la putere despre ceea ce înseamnă cu adevărat Rusia și interesele ei? Mi-e greu să afirm că avem, pentru că n-am niciun argument în favoarea acestei teze. Din informații, din puținele informații, pentru că asta e o zonă în general obscură,
pe care le am mai degrabă sunt oameni nespecializați, oameni care nu știu limba, oameni care nu știu specificul acestei zone. Nu știu limba? Nu, îmi da, nu știu limba rusă. Da. Ministerul de Externe e o mare problemă să găsești tineri diplomați care știu limba rusă. Cu cel mai mare vecin al României, Ministerul de Externe are doi oameni, unul la post, unul în centrală. Unul este dintr-o familie de ucrainieni, altul este din Republica Moldova. Au improvizat cu diversi cetățeni ai Republicii Moldova, să spunem, pseudospecialiști, pentru că, atenție, faptul că tu te uiți în copilărie la televiziunile rusești și că știi ceva limbă, nu te transformă în specialist în rusistică, în kremlinologie. Și gândiți-vă, sunt foști ingineri, de pildă, care au studiat în anii 50, 60, 70 la Moscova inginerie, nu? Ion Iliescu. Ce? Ion Iliescu era sovietolog? A, știa limba rusă. Făcuse studii la Moscova. Sunt oameni care au chimie la Moscova, chimie industrială, farmacie. Asta nu-i transformă în sovietologi. Asta este o meserie care trebuie să respecte niște rigori. Ori în România, tu, din păcate, tu n-ai o școală de rusistică, n-ai avut niciodată, n-ai încurajat studiile rusești din obsesia ta, rusofobia, dar e o rusofobie, nu? E o rusofobie ca instrument politic. Și care înțeleg că, de fapt, folosește Rusiei, pentru că, neînțelegând-o, risc să-i faci jocurile. Evident, îi faci jocurile și Rusia este foarte fericită cu această atitudine stupidă din administrația românească, unde e o competiție, dacă vreți, între actorii politici, între diversi decidenți, cine-i mai antirus. Dar nu le cere nimeni să fie antirus. Oameni care habar n-au de istoria modernă a României, oameni care nu înțeleg ce se întâmplă în acest moment în Rusia și oameni care nu fac altceva ca să nu iasă foarte prost, se uită, trag cu coada ochiului la alte ministere de externe, la alte cancelarii, văd cum se poziționează ele și mai repede sau mai târziu, hai și noi să mimăm. Dacă vreți, și cel mai bun exemplu, acum două luni, da? Cu trupele rusești care erau la granița Ucrainei. Vreme de 3 săptămâni, nici Cotroceni, nici Maie, nici guvernul n-au ieșit cu niciun comunicat. Se duce președintele, iese președintele în sfârșit, vizitează un parc natural de aici din București și spune că România va organiza o ședință CSAT pentru a stabili... Și câteva ore mai târziu, trebuie două ore mai vezi. Târziu. Apoi, vă dați seama, probabil oamenii care se pricep la lucrurile astea s-au amuzat teribil prin diverse ambasade sau diverse cancelarii. Iar în momentul în care ai organizat ședința, nu mai avea obiect ședința respectivă. Ai organizat un fel de summit al țărilor Mării Negre. Deci trebuie să fii foarte atent asta. Eu nu contest că acești oameni sunt de bună credință. Cei care ne conduc, decidenți. Eu nu afirm nicio problemă, nicio secund că ar face joc cu rusești. Pur și simplu neștiința lor îi face să greșească și expun până la urmă nu-i pe persoană fizică țara asta. E vorba de instituții ale statului român care se compromit în felul ăsta. Că nu ajută să spui pe blogurile Adevărul 2-3 articolașe din asta să te perie niște băieți pe acolo. Că lumea înțelege ce se întâmplă cu adevărat. Dumneavoastră ați făcut un doctorat la Moscova. Chiar la Moscova, în timp ce erați corespondent BBC. Exact, exact. A fost inițiativa Academiei Române atunci. Directorul meu de institut a vrut să specializeze mai mulți oameni pe studii de rusistică. În 92, după prăbușirea Uniunii Sovietice, s-au deschis arhivele din Moscova, arhivele sovietice. Am fost mai mulți trimiși. Eu am fost trimis pentru a mă specializa pe secolul XVIII-XIX, pe Rusia imperială, doi colegi de-ai mei pe Rusia, pe perioada Uniunii Sovietice. Cei doi s-au plecat după câteva luni, n-au rezistat la Moscova, nici financiar, poate că nu interesa neapărat această specializare, li se părea o obligație de serviciu mult prea dură pentru ei, au plecat, eu am rămas, am lucrat într-adevăr la BBC în toată acea perioadă, ceea ce mi-a permis să înțeleg
să mă familiarizez intim cu scena politică de la Moscova, să am acces la politicienii ruși, să discut cu ei, pentru că totuși aveam nu acreditare de Marea Britanie, nu de România. Asta voiam să vă și întreb. Pentru că ați stat acolo și cu acreditare de Marea Britanie și ați făcut și un doctorat, deci ați intrat profund în sistemul lor, ați trăit alături de ei, pe stradă, în magazine. Cât de mult din ceea ce percepeați înainte s-a schimbat trăind acolo o vreme? Cât de mare a fost impactul între ceea ce se vede de la București, din Ministerul de Externe, de exemplu, sau de oriunde, și ce se vede trăind acolo, pe străzile lor, împreună cu ei? Ce înțelegi? O să treci și la Moscova, în niște cămine, niște hoteluri, să nu înțelegi nimic din ce se întâmplă în Rusia. Nu-i vorba de asta. Bun, diferența e mare, dar cred că pentru oricine, nu, America se vede într-un fel de pe Fox News și CNN, când te duci și trăiești în Washington și ai acces la asistenți de congresmeni, înțelegi altfel jocul politic. Diferența a fost mare, dar în același timp, eu plecasem din România cu un balast normal din școală, terminasem facultate, eram suficient de matur, aveam 28 de ani, am plecat la 18 ani la Moscova, deci aveam 28 de ani cu un background cultural solid, antirusesc, antisovietic. Și acolo am descoperit o țară mult mai interesantă, mult mai complexă, am descoperit niște oameni mult mai interesanți, o elită intelectuală foarte fină, oameni care gândeau la noi, care se raportau la fel ca mine, ca noi, la valorile Occidentului. Oameni de cultură extrem de fin, care au făcut cariere în Occident foarte interesante. În același timp, eu am avut naivitatea, deși aveam 30 de ani, să cred în șansa Rusiei de a se schimba la față structural, de a deveni parte a lumii occidentale, de a se moderniza în sensul acela de europeniza, westernization, autentic. Se poate. Bun, asta am înțeles și eu, că mă grăbisem cu niște concluzii, dar am înțeles mai târziu, am înțeles când primul, al doilea mandat al lui Putin, am înțeles când am văzut că s-a încheiat un contract social între Kremlin, între Putin și majoritatea rușilor, care au cedat pur și simplu drepturi în favoarea bunăstării. Au zis, vrem bani, vrem să trăim mai bine, am trăit în mizerie, vrem să ieșim din mizerie și la schimb noi mai renunțăm la niște pretenții. O lăsăm mai ușor cu drepturile omului, o lăsăm mai ușor cu democrație, acceptăm noile concepte ale Kremlinului cu democrație suverană, tot acest joc, care pentru un om ca mine cu experiența comunismului în România nu putea să ducă decât aici. Eu și colegii mei din Europa Centrală, deci care aveam un background, trăisem în regimuri autoritare, dictatoriale, comuniste, am înțeles de la început, din primul moment, că ce se întâmplă în Rusia nu poate să ducă decât la dezastru. Dezastru de acum, când ai un butoi de pulbere care să se explodeze. De ce spuneți asta? Aici trecem deja spre Rusia, spre politica internă, din perspectiva căreia trebuie să înțelegem relația cu România. De ce spuneți că e un butoi de pulbere Rusia în momentul ăsta? Că Rusia este o țară cu tensiuni teribile. De asta spun că e ecuație complicată. Ca să o înțelegi, tu trebuie să știi ce se întâmplă. În societate trebuie să știi ce se întâmplă politică și știința asta nu ți-o dă doar contactul direct cu interlocutorul rus, în condițiile în care interlocutorul rus are încredere în tine. Pentru că și în România se vede lucrul ăsta, și la sondaje, dar e un soi de schizofrenie de care n-am scăpat după 89 și nici ei după 91, când tu una gândești, una declară în rusă, se cheamă, una vorbești la bucătărie, alta în sufragerie. De ce? Pentru că în sufragerie telefonul. Obsesia și a lor și a noastră, că eram ascultați prin telefon și am întâlnit oameni acolo care vorbeau cu telefonul ascuns sub un munte de perne. Nu sună foarte necunoscut asta.
Nu-mi sună. Să știți că semănăm în mult mai multe privințe decât ați putea bănui. De ce e un butoi de pulbere în momentul ăsta? Repet. Butoi de pulbere pentru că sunt aceste crize teribile, pentru că puterea nu mai dă drumul ca să iasă presiune din sistem și pentru că se acumulează foarte multă presiune. Ori, din păcate, e un fel de fir roșu în istoria Rusiei, dacă vă uitați. N-au avut niciodată, nici pe vremea Imperiului Rus, nici în perioada sovietică, capacitatea să țină sub control această scoatere de presiune din sistem. Și ea de obicei e violentă când se produce. Asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat în 1917, asta s-a întâmplat și înainte, în alte ocazii, asta s-a întâmplat și în 90. Și vă așteptați la o asemenea eliberare violentă de presiune? În condițiile în care nu există alt mecanism care să scoată presiunea asta din sistem prin alegeri cât de cât democratice, să fie permisă o oarecare opoziție, practic Putin împinge Rusia la o explozie socială, o explozie politică de amploarea celei din 91 sau 1917. În toamnă vor fi alegeri, în septembrie, dacă nu mă înșel, vor fi alegeri în Rusia. Vor fi alegeri parlamentare, alegerile parlamentare, o să spuneți, bine, dar nu sunt importante, Putin desenează el cu pixul rezultatul alegerilor. Nu e adevărat. Alegerile sunt importante. De ce sunt importante? Bun, ai un regim autoritar, dar alegerile oferă legitimitate. Ori Putin are nevoie de acea legitimitate. Sigur că alegerile se fură. Păi asta zic, contează și cine numără. Se fură cu atenție. Furi unde furi? Furi în regiunile în care se poate fura. În Daghestan, în nordul Caucazului. Acolo sunt și scoruri de 101%. Adică la Moscova nu se fură, de exemplu? La Moscova nu poți să furi așa. Poți să furi câteva procente. De ce? Pentru că e vorba de credibilitatea exercițiului electoral. Ca legitimitatea să existe, trebuie ca măcar o parte din corpul electoral să creadă în corectitudinea rezultatului. Ori, asta e ce încearcă Putin prin aceste măsuri, fie represive, autoritare, fie să cumpere, fie să obțină. Iar acum, pentru prima dată, mai intervine un element nou, e vorba de votul electronic. Elementul nou a fost anul trecut, votul pe mai multe zile din cauza COVID-ului. Pandemiei, da. Pandemiei. Amintiți-vă la referendumul pentru Constituție, când mergeau cu mașinile și se vota în portbagajul mașinii. De asta dată e votul electronic. S-a desfășurat recent, acum săptămâna trecută, un exercițiu de vot electronic, iar concluziile mă îngrijorează teribil, pentru că acel exercițiu de vot electronic s-a desfășurat în paralel cu un alt exercițiu de vot electronic. Au fost primaries la Edinea Rasia, la Rusia Unită, Partidul Pro-Prezidențial. Mi-e foarte teamă că o bună parte din voturi, sau există riscul ca o parte din voturile electronice să fie falsificate. Ori de asta Putin are nevoie să scoată de pe scenă orice contestatar. Navalny la închisoare, Gudkov a fugit zilele trecute în Ucraina, Ponomariov o să primească acum, el închis la Krasnoiarsk, Sobol nu o să fie lăsată. Ieri Duma de stat a adoptat o lege care interzice tuturor colaboratorilor al lui Navalny și al Fundației de luptă împotriva corupției să candideze, nu au voie să fie înscriși în cursa electorală. Deci numai ideea Fundație de luptă împotriva corupției, când aude anticorupție, intră în panică, trebuie oprită. Dar, domnule Goșu, asta mie îmi sugerează, poate cu o gândire occidentală în raport cu Rusia în mod cert, îmi sugerează multă nesiguranță. Tocmai. Toate aceste... Nu mai este atât pare foarte solid regimul. Pare mai solid ca niciodată. Pentru cineva care se uită superficial la Rusia, îi se pare Putin e veșnic.
Putin și piramida lui Köps, nimic nu-i mai veșnic pace. În acela și exact inversie. Putin e mai slab ca niciodată, Putin se teme cum nu s-a temut niciodată, dacă ai ajuns să interziști menționarea numelui unui activist anti-Putin, cum era Navalny, că el e activist civic, el nu e om politic, el nu și-a asumat un partid politic, sau e activist civic luptător anticorupție. Ori pentru Putin, mai ales în februarie, după apariția acelui film Palatul lui Putin, unde se vorbea de toată schema de corupție din jurul lui Putin, Putin nu putea accepta, era de neacceptat așa ceva. De ce? Pentru că există riscul, cum s-a întâmplat și în Belarus, o scânteie să aprindă toată Rusia. Nu ne impresia aceasta că Vladimir Putin este pe culmile puterii sale este de fapt o impresie falsă pe care o avem. De fapt, Putin își trăiește, aparent, din ce îmi spuneți, își trăiește cumva apusul puterii, care este inevitabil, îmi spuneați că se duce spre explozie socială Rusia, nu? Ca și la Ceaușescu. Ceaușescu părea cel mai puternic în ultimii ani, 87, 88, 89. Eram tânăr, interesat de politică, eram student la București, urmăream atent semnalele pe care le dădea puterea. Toată lumea credea că o să murim cu Ceaușescu și în sub Ceaușescu, noi, nu el, el este etern. Așa și Putin astăzi se crede etern. Nu o să fie etern. Se crede, poate nu se mai crede, poate luptă doar pentru eternitate, că este nerealist, adică sau realizează, și teama asta mi-arată că își realizează totuși vulnerabilitatea, nu e... E un joc mai complicat acolo, pentru că sunt cercuri ale puterii, se realizează un echilibru destul de interesant. Ai FSB, dar Rusia, chiar dacă se afirmă, se scrie mult pe tema asta, nu e chiar un SRL al FSB-ului, FSB-ul fiind principalul serviciu de securitate succesor al KGB-ului. Ai și lume spălățică, intelectual, destul de fin, liberali, care sunt utilizați de Putin ca un fel de... să spunem, în relația punte, în relația cu Occidentul, au fost cu mai mult succes utilizați până la Crimea. Dacă n-ar fi fost episodul Crimea, anexarea Crimeei, sunt sigur că Putin ar fi fost, să spunem, relativ acceptat de către Occident, cu toate derapajele lui. Până la urmă și Occidentul e obosit, s-a săturat să țină sus pe agenda Rusia, șansa ca Rusia să se occidentalizeze veritabil nu era foarte mare, câștiga suficient de bine din relația business-ul cu Rusia, Rusia reușise să-și constituie rețele întregi de lobiști în fiecare capitală occidentală, mai că a intervenit acel moment, anexarea peninsulei Crimeei. Din acel moment, practic, Putin a fost condamnat. Că va dura 10 ani, că va dura 20 de ani, bun. A fost o greșeală sau a avut nevoie de o demonstrație pentru zona internă? Evident că a avut nevoie de o demonstrație pentru zona internă. În primul rând, pentru zona internă, pentru că eu explic cele mai multe mișcări de politică externă prin rațiuni de politică internă. Amintiți-vă, vine Putin la putere în 2012, este contestat, are un scor foarte, cel mai mic scor în sondaje. În același timp a fost o lovitură de forță, l-a dus pe Putin la 80% timp de vreo 4 ani în sondaje, dar pe termen lung, prețul pe care Rusia îl plătește pentru Crimea va fi dureros de mare. Ei, și în acest context, pe acest fond de politică internă pe care l-ați descris atât de bine, va avea loc întâlnirea Biden-Putin. Da, fiecare va avea ceva de demonstrat acolo, nu? Mă gândesc. La ce ne putem aștepta și mai ales la ce demonstrații ne putem aștepta, dar și la ce rezultat? Cred că miza fiecăruia este publicul intern de acasă. Evident. Atât pentru Biden să arate că în ciuda vârstei e în control. Nu? Și a suspiciunilor. Da. Și a suspiciunilor. E în control.
cât și pentru Putin, care primește o gură, primește un tub de oxigen uriaș în campania electorală de la Biden. În felul ăsta, Putin demonstrează publicului intern și elitei care susține că e omolog de la egal la egal cu superputerea americană, discută, că a refăcut din cenușă Rusia, ori asta este principala lui narațiune, că am luat Rusia din cenușă de la Yeltsin și am refăcut-o mare putere, ori în felul ăsta o bună parte din electoratul lui Putin găsește că trebuie să se întoarcă să voteze cu stăpânul de la Kremlin, care, iată, își vede în acest fel încununat linia de politică externă. Deci, americanii, Occidentul, care se teme de o Rusie puternică. Cu acești oameni, mulți chinuiți, care trăiesc cu salarii mici atunci când le au, pur și simplu sunt mai interesați, pentru că se educați în felul ăsta, sunt mai interesați de politică internațională decât de victoriile, chipurile ale țării, decât de situația reală. E un public destul de numeros, sunt procente bune din populație care au fost manipulate și continuă să fie manipulate în acest fel. Asta grație sistemului de educație pe care Putin l-a reformat. Și unui mental profund, imperialist, țarist, mai ca Rusia. El a modificat manuale de istorie. Dacă vă uitați, a scos în afara legii niște dezbateri pe teme de istorie. Tu poți să faci pușcărie în momentul ăsta în Rusia dacă discuți teme sensibile legate de perioada interbelică sau de al doilea război mondial. Ceea ce, nu știu, în ce țară s-ar mai putea... Nici în România lui Ceaușescu puteai atunci să pui sub semnul întrebării, erau dezbateri în anii 80 privind Mihai Viteazu, privind Horia Coșca și Crișa pe Revoluție, că e răscoală, dar nu se făcea pușcărie. Acum legea spune că faci pușcărie și mai e ceva, incriminează orice punct de vedere care nu e conform. Incriminează orice organizație care nu este controlată. Foarte simplu, agent străin. Lege care spune agent străin. Ca să fii agent străin e foarte simplu. Trebuie să fi primit o sumă mică din străinătate. Ai prestat ceva pentru organizație străină, ai primit 50 de euro pentru ce ai prestat, ești agent străin. Presa, când publică un articol, sau când prea un articol, trebuie să spună acest articol a fost al Meduza, cum e o publicație care agent străin potrivit legislației rusei. Ori tu când spui și când repeți asta tot timpul, agent străin e ca și când mai spune, este spion străin. Și dușmanul, deci, poporului implicit. Dușmanul poporului. Sigur că da. La nivelul publicului vă dați seama că intervine acest blocaj. Tu nu mai poți relua un tip de informații neplăcute pentru Kremlin pentru simplu motiv că ele sunt puse în circulație de aceste redacții considerate agenți străini. A spus că Joe Biden îi oferă un tub imens de oxigen. De ce? Are nevoie și Biden de Putin? Eu cred că Biden nu are prea puțin nevoie de Putin. Cred că Biden și-a făcut un calcul și a zis... Ce mă costă mai puțin? Să trimit niște nave în Marea Neagră sau în Mediterana Orientală? Să trimit niște trupe pe teren în România, în Polonia sau să-l sun pe Putin? Și a zis, cel mai simplu e să-l sun și mai ieftin e să-l sun pe Putin. Și l-a sunat pe Putin. Americanii sunt foarte pragmatici din punctul ăsta de vedere și dacă vă uitați într-un fel... E greu de vorbit în acest moment, pentru că nu avem decât câteva luni de mandat Biden, dar convingerea mea este că asta este direcția, cum a recentrat, de fapt Obama a început să recentreze atenția Americii pe zona Indo-Pacific. Președintele Biden continuă aceasta, iar România devine un fel de periferie într-un front și
atenția americană va fi tot mai scăzută pe Rusia în ciuda tropăitului lui Putin. Domnule Armand Goșu, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Sper să dezlege cât mai multă lume această ecuație complicată, Rusia. Prieteni, aceasta a fost ultima Piață a Victoriei din acest sezon. Să aveți o vară frumoasă, să vă bucurați de ea, să rămâneți sănătoși și optimiști, să ne auzim cu bine la toamnă. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.